Salut, sunt Matei, biolog în cadrul ACDB. Astăzi vom elibera doi pacienți ai centrului nostru de reabilitare a faunei sălbatice, mai exact un huhurez mare și o barză. Primul pe care îl vom elibera va fi huhurezul, iar pentru asta am ales ca și zonă o pădure matură de stejar, practic o suprafață pe care o cunoaștem ca fiind utilizată de această specie și, mai important, care are suficiente specii pradă care îi vor asigura hrana. Vom ridica capacul cuștii și vom urmări pasărea zburând. Am ajuns în cea de-a doua locație, o pășune care este inundată temporar și în vecinătate sunt bălți permanente, deci ca și în cazul huhurezului, un habitat care îi poate asigura hrana. Am montat un inel de identificare în speranța că la un moment dat va fi regăsită, iar acum o vom elibera. Ne îndepărtăm și așteptăm să iasă singură. E cu spatele la ușă, deci nu și-a dat seama că ușa a fost deschisă. Voi merge și o voi impulsiona puțin. Aceasta a fost acțiunea noastră de astăzi. Puteți afla mai multe despre activitatea pe care o desfășoară ACDB la www.acdb.ro sau ne puteți urmări pe facebook.com/organizația ACDB.